Uite, am găsit un sat unde din fața casei intri direct în pârâu, vedeți că n-au drum. Foarte tare, trebuie să vezi, asta chiar foarte fain de văzut. Seara bună, dragilor, de mult n-am mai făcut un vlog, de aproape două zile. Este un câine în față, sper să nu mă mănânce. Am venit să căutăm o căsuță. De data asta nu vă mai zic nici județul, nu vă mai zic nici satul, nici comuna. O să vedeți voi dacă cumpăr casa, dacă reușesc să o cumpăr sau să o negociez pentru mine, un prieten de-a meu. Sunt foarte mulți oameni care scriu că vor să cumpere câte o casă și acum de data asta cumpăr pentru un prieten. Să sincer, prima dată când vin în satul ăsta, am ajuns aici sub o vie. Hai că mă duc mai față că latru un câine și continui de acolo povestea. O casă modernă. Deci am venit să caut o casă veche, să văd dacă este o casă veche în satul ăsta și dacă este, la ce preț ar fi. Deci sunt foarte curios. Cât costă o casă într-un sat din ăsta care nu are drum în fața casei, doar pârâu. Dar eu cred că pot veni oamenii și pe pârâu cumva. Uite, vedeți că aici sunt casele. Focalizăm puțin pe el și aici vedeți în fața casei e pârâu. Chiar pârâu, adică... Uite ce fain e, vezi aici? Deci să ieși din casă și să ai în fața lui, să mai părâu, ce frumos e. Așa că e fain. Trebuie să vă arăt, mai bine nu mai vorbesc un pic. Trebuie să arăt un mic peisajul, că e prea fain să nu vă arăt. Acolo am vrut să vă arăt o casă, dar văd că nu e ce credeam eu. Hai, e o casă părăsită, hai să mergem înainte, să vrem, găsim o casă de vânzare. Focalizez pe mine. Acum sunt chiar în pârâu, a fost o viitură mare aici. Că văd că o spălat tot pe aici, este un pietriș fain în pârâu. Deci măcar și că pietriș de construcție ai, trebuie doar să te apuci, era să mă scufund. De data asta n-am călcat în nicio balegă. Dar a fost aici, a fost o apă mare zilele astea, uite cum să vă arăt eu, așa apă mare a fost. Că de acolo începând o spălat totul până aici. Că de-o spălat, tot o spălat aici. Hai seama că dacă vine o vitură și mai mare, îți ia și căsuța. Dacă n-ai noroc, hai că mă duc să văd. Chiar nu mai găsesc. Pe hartă ar mai fi vreo 3-4 case. Dar sunt curios dacă găsim vreuna. Hai că am dat un nene, să mă merg să-l întrebăm. O sala bună. Fel, îmi pare bine. Domnule, dar ce mă, struguri? Nu să vă fie de bine. Deci, ce duceați de ploaia asta? Că așa ploaie mare a fost aici de... De ploaie tot ploaie, dar nu tare. Tare e păsat o vintundă de la pădure. Deci prima dată o vintundă și după a început a ploua. Și cum a fost? S-auzea? Mare, foșnet. Da, se auzea cum vinea, cum... Da. Asta l-au adus și copaci cu ea, crengi, chestii. Au dus. Ia uitați, și mai în sus am și acolo. Groșii. Și... Cât a durat? Sau cum a fost? Rapid? A fost, sau continuu? Mergea rapid, dar... Într-o oră jumate, două, s-o retras. S-o retras. Deci a fost chiar numai o tură de ploaie bună. Da. Da, se vede, deci adică așa rupturi n-am mai văzut de anul trecut, de atunci când a fost să ne apusem ploile mai mari. Da. Acolo se care eu. Unde a zis bolovanii. Da? O dus mâna acolo. Pe asfalt. Da. Acolo lăsa mașina, chiar acolo pe asfalt. Și... cauciucuri, lemne. N-ați avut lemnele de foc aduse, măcar să vă luați, uite, acum este câte un buștean. O fost, nu? Niște... niște buștieni buni. Da, niște creni, așa, că le-a dus. Uite, aici au rămas, unul bun, el e bun. Da. O zi faci foc la iarnă cu el. Am unul mai sus, mai gros. Da? S-a oprit? Da, am vorbit cu cineva din fel. Să-l taie? Atâtea lemne au dus acolo, da. Nu trebuie cu iarnă. Atâtea lemne au adunat în fața casei cu ploaia? Nu, asta da, să-ți vină ploaia și să ai lemne. Dar chiar aici, n-ați avut niciodată drum aici, nu a fost drum niciodată? Deci casele sunt făcute fără drum aici, toate casele. Numai pe dealuri, sau pe deal, era drum pe deal, pe spate. Este drum pe unde e posta alta, aici mai jos, dar cum ți-ai mântare. Ăla e pe hartă și mai spune jos pe unde s-a lucrat ce mică, îmi iau. Nu, no, bun. Dar mergem pe asfalt, mergem pe asfalt. Pasare. Casă de vânzare pe aici mai sus, găsim vreuna veche sau măcar părăsită, să filmăm una, să vadă cum arată o casă veche aici în zonă.
Ei, parasita nu e că mai vin. Mai bine? Da, vin. Vine. Adela, locuit de vară înseamnă că locuit de vară. Sunt și case mai vechi, dar omul este bătrân și au rămas tineri care stau. Aș vin, vinerea, sâmbătă. E faină zona, oricum, vin bravo loc campare. de vin. Da, e fain. Mergem aici până în capăt să filmăm casele alea. Deci ați avut băitură. Da. Și lemne de foc pe gratis. Ce e fain era de să oprească aici 3-4 bușteni groși. Da. Nu, no, dar din păcate aici a fost cam drept, nu au avut ce să opri. Nu sunt doar de mine, numai de o bucată mai sus. Unde s-a oprit? Acolo îl vedem. Da. La care eu duc lemne de foc mai jos, tot la care va. În sârci. Da? Până sârciu? Da, da. Norocos, pe acolo nu, nu era apă. Pe... Așa ce au rămas acolo direct lemnele și... Da. Nu, no, faină, faină viitură. Dar nu, nu distrus nimic, nu o spar case ceva, nu. Nu. Dar ce mai rămâi sus? Nu, ne da, sunat... aici o nevioare, uitați cât de frumos o fac. O făcut fain. Deci chiar arată, o adus la nisip. Da. Acum aveți nisip de construcție cât vă trebuie. Da. Chiar nisip, nisip, am văzut că am umblat pe el acum. Deci e drum. Dar po- acum poți veni cu jeepul liniștit pe aici. Da, se poate. Bă, ce... Vezi, a fost. Mă, dar așa ploaie să niveleze așa drumul. Da. Deci e mai rar, cred că una pe an, una la câțiva ani. Eu am fost în zărul și din zaron, am venit cu microloză și am coborât acolo la poza ăla și nu ploua. Nu? Nu ploua. Când am venit aici mai încoace, am început să... Nu lăsăm la telefonul. Dar nu vă mai ținem la povești, vă lăsăm aici, mergem în sus, povestim când coborâm. Da. Mergem până sus, sănătate. Da, după cum zicea domnul, chiar a fost viitură faină. Adică nu, ce se observă din prima este că e nivelat tot râul, e frumos. Eu acum pe unde umblu, e iarbă spălată, e frumos chiar. Adică poți să vii acum și cu mașina pe râul dacă vrei, așa fain l-am dreptat. Da, deci chiar uite ce fain, deci să ai tu pe râu, da? Și să mergi direct în casă cu, vezi, acolo sunt casele, pe râul și casele, adică sat fără drum. Foarte tare, mai rar vedea la ceva. Mai închidem puțin lumina, văd că e prea multă lumină. Hai să mergem mai departe. Aici e o casă, aici stă cineva, aia nu, nu are rost să o arăt. Nu-i de-aia faină, de făcut vloguri pe ea. Aici au mai rupt un pic din părâu. Cred că să iau prin părâu și eu, că... Bă, nu știu ce să zic, că nu știu unde mă duc, știi, de-aia nu tac din gură, că... Veniți cu mine să descoperim împreună unde ajungem. Să nu mă înnec pe aici. Nu, aici e cam multă apă, cred că trec pe dincolo. Uite, se pare și vă vedeți unde, unde sunt eu. Unde sunt picioarele mele. În părâu. Aici, acum sunt pe apă. Adică nu, nu e chiar apă, dar la compit de la parte părâu. Se vede apa. Să mergem împreună prin părâu. Aici nu mai mă bag, că de la mă ud. Cred că trec pe stânga, acolo văd că așa niște case. Nu, mă. Nu știam, vineam cu flap. De acolo sunt niște case, vedeți? Uite, pe aici așa mă bag eu, printre crengi, dacă reușesc, dar nu reușesc pe aici. Uite, bă, cât e bună, da? Sărit pe aici, prin copaci. E cu aici o să se rupă malul cu mine, și cred că așa pic eu imediat. Ori mă arunc acolo jos, în șanț. Dar hai să-i un pic împreună pe aici. Mă, ia să vedem. Mai mergem pe pârâu și am ajuns aici, sunt niște case pe stânga, dar locuite. Deci n-are rost să mergem să întrebăm dacă de vânzare. Dar putem vorbi cu cineva. Pe dreapta e liber. O mare viitură, oricum faină treabă, mie îmi plac viiturile. Dacă nu fac pagube și nu împățește nimeni nimica, așa e fain să le vezi. Ce este pus un semn, nu știu ce semn e ăsta. Dar nu găsim pe nimeni să vorbim. Vorbesc mai eu singur pe aici. Azi am dormit de amiază o jumătate de oră, că am condus vreo 4 ore până aici. Când am ajuns a fost un pic rupt, un pic mai mult, s-a trebuit să dorm o jumătate de oră. Bă, frate, deci aici chiar e fain. Aici chiar mi-aș lua și eu o casă de vară. Chiar dacă n-am bani, dar mi-aș lua, nu? Ca orice român. Casă modernă.
Dar nu găsim o casă de aia, știi cum zic eu așa, românească, veche, simplă, să aibă curent, să aibă gaz, lume, să aibă lemne, că aici lemnele vin cu apa. Ori este un jeep, înseamnă că cineva stă pe aici. Dar jeep ca meu, feroța, nu-i feroța. Mă, e fain, ai văzut că e fain. Mă, dar o spălat, adică așa mult o spălat că vezi tot felul de chestii care nu erau până acum la ivială. Uite că mai tăiat oamenii copașii, că le mai vin la careva lemne. Nu mai curățat oamenii. Uite ce fain înainte. Deci asta nu e un loc foarte interesant, dar e fain că vedem un sat împreună, de nou. Uite așa, facem un pic de lumină. Acum vedeți și voi punctul de vedere al meu, cum e să mergi prima dată într-un sat. Să nu știi cu cine dai, de cine vorbești. Hai că o să tapă un pic din gură să vă uitați la peisaj. Păi mă uit după bușteni mari să văd ce au primit oamenii aici lemne pe gratis. Dar nu prea fost bușteni mari. Aici oamenii ăștia au avut un gaz, uite, de piatră, dar s-a dărâmat cândva probabil. O, este o salcă faină. Vă rog și vă o salcă, ce faină este. Dar aici a fost gardul și s-au dărâmat. Cred că sunt ultimele case din sat. Și după cum văd, nu este niciuna de vânzare. Nu văd niciuna părăsită. Ce faină salcă asta, mă, omule, cam povești. Deci tot noi fain avem în țară, vedeți? Nu știu cum să mai comentez. Nu, dragilor, am ajuns la capătul satului și am găsit o casă. Dar nu cred că e de vânzare sau ceva, că cineva se ocupă de curte. Deci astăzi satul care am venit să căutăm case n-a dat niciun rezultat. Aici este o curte mare, nu știu ce e aici, chiar nu știu. Oricum, ce e fain e să ai, e să ai apă în fața casei. Mai bine câte un lemn, câte o... Uite o pepită de haur. Bun, hai să văd dacă mai găsim ceva și dacă nu, pe astăzi, din păcate, nu o să avem case părțe de filmare. Pus aici în mijloc să mai mă bucur de apa asta. Și cred că o să încerc să ajung un pic la o zonă mai locuită. Încă să ajung unde aparca mașina, aia era ideea. No, astăzi am încercat mă, ca să dau de o casă faină și uite că n-am găsit nicio casă de vânzare astăzi când am ajuns. Dacă voi credeți că știți județul, chiar vă rog să lăsați un comentariu. Dacă credeți că știți satul, dați-mi un comentariu, chiar m-ar bucura. Apreciez foarte mult să știți fiecare comentariu de la voi. E foarte important, pentru că dacă îmi comentați, canalul va fi băgat mai în față puțin pe YouTube, știți? Și mai multe lume va vedea ce fac eu. Tot aici, uite aici am părău, nu văd omul de veche, ceva, un topor fix scos de rupturile astea de apă. Nu văd niciun om, că să mai vorbesc cu el, numai pe cel domn l-am văzut. Hai că dacă mai găsesc un om, mai revin. L-am pupat. Deci aici în poza asta ce se vede? Se vede cum a fost... Da, acolo când o rupt ăla. Aici e când o vin la început, viitura. Și cum a fost? Cum a fost la început? Uitați așa. Fai, mama, deci că a fost alunecare de aia, de pietre, bolovani, toate au dus cu ea. Tot ce au găsit în cale. Tot ce s-au găsit în cale. Cum să fac să se vadă mai bine aici pe filmare? Uite așa se vede mai bine. Ei, mamă, și pe nu v-ați speriat, nu v-a fost frică. Nu, ce să sperii, stai la o parte și... Stai și vizionezi, ce să faci? Nu poți să te baci. Mi-a dus aici un domn mai jos, că eu adus lemne de foc. Așa, adunat lemne omul. Da și eu, dar le-am băgat acolo pentru că... Îi, cum să vă spun, îi... Uite și aici se vede destul de bine. Yep, da, a fost. Cât a durat totul?
Da, tot dura de level 3 până pe la 4, smache, 5. Cheamă că este foarte tare acolo sus. Acolo sus o plouat foarte tare, plouat acolo. Nu, uite și aici se vede mai bine. E. Nu, no, cam povește a fost, cum vezi pe Discovery. Dar acolo mai vezi vestea. Da, da, se vede. Mulțumesc urma că am filmat. Unde, se vede urma pe unde a fost. Eu și eu am filmat că am trimis la fete. Ele sunt belgea, știți? Vorbesc aici cu doamna, numai, doamna nu mai filmă, mă filmez numai pe mine. Da? Să mă văd numai eu. Dar păi v-ați speriat un pic? Dar nu a fost ăla de speriat, mă fost sune tu. Nu ne-a speriat deloc. De ce să ne speriem? Pentru că am mai văzut așa ceva când eram copii, era apa până aici. Deci nu era o... Numai că nu, aici nu a plouat de mult. Mai ales vara asta ce secetă a fost, nu a fost nici... Da, după seceta asta au venit foarte mari. Asta am trimis eu la copii ca să vadă, că îl vaibă. Păi, dar ce, se vede fain. Așa mă rog, așa a fost apa, ca un mâl a fost. Parcă mai mult a fost mâl. Spălătură, ca o spălătură, da. Păi da, o spăla tot. Și apoi, cum ziceam, bușteni mari au adus, au fost, au văzut? Nu, n-am văzut așa ceva. Lemne, cum o... Ce-o tăinit în cali și acolo cu niște arini. Ce-o luat așa? I-au luat cu totul. Ține așa camera ca să vă auziți mai bine când vorbiți, că dacă nu, măcar eu să mă văd, să vă auziți pe microfon. I-a luat cu tot. Dar păi nu v-ați spus de o parte niște lemne, eu tot la aia mă gândesc, dacă l-am eu aici, că stăteam și căscuiam lemne aici, trăgeam de el. Am lemne destule. Dacă e pădure aici, așa e. Dar ce fain e să vină lemnul pe gratis. Vă dați seama, alții plătesc să meargă lemnul și aici vine pe gratis pe apă. Fain. Și unde s-au dus astea? Până unde mergi? Până satul din jos, ăla satul. Nu știu.